Bună dimineața și bine ne-am regăsit din nou în țară. Între timp, de când nu ne-am mai auzit, a venit toamna. A venit toamna, eu am ajuns acasă și sunt din nou aici împreună, alături de voi, deoarece pentru mine astăzi este o zi importantă. Astăzi este. Uh, ieșirea lui Saturn, ziua în care Saturn iese din retrogradare. De deci ce este importantă pentru mine? Deoarece Saturn este guvernatorul hărții mele, eu am Saturn în casa întâi și pentru mine Saturn este marele profesor care m-a ghidat și m-a învățat tot ceea ce știu acum. Uh, este un moment uh, frumos, este un moment important. De ce? Fiindcă... Uh, Putem să spunem că este un moment de bilanț. Saturn a parcurs peste 4 luni, 4 luni și jumătate în mișcare aparent retrogradă. De la gradul 9 a ajuns la gradul 2. Nu în astrologie, dar în astrogramă nu s-a mișcat foarte mult, dar tocmai aici este marea lui artă de a merge încet, de a fi stabil și de a uh, ne da aceste lecții, să avem timp să le învățăm, să avem timp să le integrăm. Și acum, astăzi, uh, undeva la ora două, la prânz, Saturn s-a hotărât. Că este timpul să revină în mișcare directă. Este un moment frumos astăzi. Uitându-mă pe, pe harta zilei de astăzi, am văzut că avem 5 planete în domiciliu. Avem luna Rac, Venus în balanță, Mercur în fecioară, Saturn în Capricorn, Neptun în Pești și avem și o planetă în exaltare, Marte în Capricorn. Deci putem să spunem că acest context astral este destul de interesant, destul de uh, armonios, deoarece toate planetele care sunt în domiciliu se simt foarte, foarte bine. Și atunci haideți să ne simțim și noi foarte bine. În același timp să ne gândim uh, ce ne-a adus Saturn, ce ne-a adus Saturn în aceste, uh, în această perioadă, de ce fiindcă această perioadă în acest an cred eu că a fost cea mai tensionată. Din, din tot anul. A fost o perioadă intensă, a fost o perioadă cu eclipse, a fost o perioadă cu uh, șapte planete retrograde. Ce să spun? A fost o perioadă pentru noi de foarte. Uh, de transformări uh, destul de uh, puternice, pentru unii poate mai dramatice, mai puternice, pentru alții mai puțin resimțite, dar sunt sigură că fiecare din noi a parcurs această perioadă. Ce lecție ne-a adus Saturn? În primul rând, el este, în afară de faptul că este seniorul karma, el este cel care se ocupă de timp, ne aduce răbdare, el ne-a făcut să uh, dăm timpul înapoi, să mergem în căutarea timpului pierdut și să vedem ce mai avem de făcut, ce mai avem de integrat. Ce am uitat să facem? Și uh, cheia acestui, uh, acestui tranzit, să spun, în mișcarea retrograda lui Saturn, din punctul meu de vedere, a fost Jupiter. De ce? Fiindcă la data uh, intrării uh, lui Saturn în retrogradare, ascendentul momentului a fost în pești. Peștii fiind uh, guvernați de Jupiter. Iar astăzi, la data ieșirii, ascendentul momentului este însăgetător. Deci tot guvernat de Jupiter, de Jupiter care a făcut tot timpul în această perioadă aspecte armonioase, fiind în sextil cu Saturn, a contribuit la această mișcare, la această acțiune, la această, această consolidare a acestui tranzit. De ce? Fiindcă avem o îmbinare foarte frumoasă între apă. Jupiter este în Scorpion, zodie de apă, și Saturn, care este în Capricorn, în zodie de pământ. Amândouă sunt energii de tip in, energii receptoare, energii primitoare și astfel încât, așa cum am, am scris și pe blogul meu, praful care a fost, s-a curățat prin apa care a venit și torentul acesta de apă a fost zăgăzuit de forța telurică a pământului. Este un moment frumos, să ne bucurăm de el. Uh, am scris și pe blogul meu despre acest moment uh, mai în detaliu, poate puțin mai tehnic. Uh, mă găsiți pe www.lumistarlight.com, pe pagina de Facebook Lumi Starlight Astrology și aici, pe canalul meu de YouTube. Acum urmează să fac o etalare specială pentru fiecare zodie, legată de lecția pe care Saturn a predat-o fiecărei zodii în această perioadă. Și deoarece tot timpul îmi place să inovez, voi face o etalare ținând cont de uh, modalitatea fiecărei, de modul fiecărei zodi și voi face o etalare pentru zodiile cardinale, zodiile de acțiune, zodiile uh, impetuase, o altă etalare voi face pentru uh, zodiile, uh, uh, zodiile fixe, zodiile mai conservatoare, zodiile mai stabile, și o altă etalare o voi face pentru zodiile mutabile, zodiile flexibile, zodiile care uh, își doresc să, uh, să fie foarte. să se miște tot timpul și să fie într-o uh, mișcare continuă. Ne revedem la etalarea pentru fiecare categorie de zodie și ce pot să vă spun? Să aveți o zi minunată!